Salutare prieteni! În episodul de astăzi am să vă prezint cum se înlocuiește becul de rafar la un Logan. Pe partea stângă, după cum puteți vedea, mi s-a ars fază scurtă și trebuie să le înlocui. Prima dată am să înlocuiesc pe cel după partea stângă. Și pe cel după partea dreaptă îl las. Și astea sunt becurile. Dar am să înlocuiesc decât unul. Ce trebuie să faceți? Ridicați capota. După ce ați ridicat capota, scoateți acest capac de aici. Unele modele au acest capac, deci acesta e capacul. Altele nu au acest capac și au direct mufa și cu acea protecție de cauciuc. După ce a scos capacul, efectiv tragem de mufă, o scoatem. După care scoatem protecția aceasta de cauciuc, la fel, doar tragem de el. Acesta este. Partea asta vine pe bec. Și dacă vedeți voi acolo, becul este ținut de un arc. Și noi trebuie să desfacem acel arc. Nu știu dacă pot eu să filmez. Vedeți, are aici, unde am eu degetul, are un arc și aici are un cioc unde se prinde acest arc. Noi doar trebuie să-l declipsați de acolo. Și am scos becul. După cum puteți vedea, nu știu dacă se vede, filamentul de la fază scurtă este ars. Luăm celălalt bec și îl punem pe poziție, iar becul vine în această poziție montat. Vedeți voi? Cu, nu mă focalizez, cu partea asta în sus. Și îl montăm în sens invers. Îl punem pe poziție. Un pic mai dificil că am o singură mână. Am să pun pe pauză ca să țin cu cealaltă mână acest arc. Că văd că face figuri. Ia să vedem. Deci punem becul. Vedeți voi, cam așa vine pus aici în far. Așa. Acum punem arcul. Gata, l-am pus. Dacă vedeți voi, am pus acel arc. Acum urmează să pun protecția de cauciuc. Deci asta se bagă fix pe locaș și pe bec. Ia să vedem dacă vedeți voi, vedeți? A intrat direct pe locașul lui și pe
pe bec. Acum punem mufa. Oricum o să vă dați voi seama atunci când umblați aici cam care ar fi procedeul de schimbat becul. Nu este greu. După care punem capacul de protecție. Unele au acest capac, unele nu. Depinde de model. Așa. Acum verificăm dacă funcționează. Asta funcționează. Asta funcționează. Lumina e mai albă în cel din dreapta, pentru că e cu halogen, parcă. Iar acesta este un bec normal. Imediat vă arăt și deci acestea sunt becurile. Becul care s-a ars, xenon. Astea am avut pe mașină și face lumina mai albă. Astea sunt becuri normale care vin montate la Logan și face lumina un pic mai galbenă. Nu face albă. Dar să sperăm că se vede noapte. Până o să cumpăr altele. Oameni buni, cam asta a fost. Cam așa se înlocuiește un bec la un far de Logan. Nu este greu. Vă ia maxim un minut, două maxim să înlocuiți. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul tutorial.